Numele meu este Ion Dulgheru, născut în satul Tădirești, Raionul Ungheni. Suntem producători de dulciuri, de batoane nutritive cu fulgi de ovăz, fructe uscate, semințe și miere. Noi am început ca și producători de miere și pe parcurs am hotărât să ne axăm pe o nișă mai specializată a produselor care conțin miere și așa am hotărât să producem batoane nutritive, paste din nuci cu miere și miere cremă cu fructe liofilizate. De la început am produs batonașul manual în bucătăria de acasă. Am luat un grant în România, ne-am mutat în România cu afacerea. Acolo am produs timp de 3 ani aceste batoane, în condiții un pic mai automatizate decât cele din bucătăria de acasă, dar în măsură de 90% produsul la fel era făcut manual. După 3 ani de vânzări în România, s-a apărut oportunitatea de a lua un grant în Moldova prin EU for Moldova, regiuni cheie. Datorită acestui grant am beneficiat de utilaje care ne-au permis să creștem capacitatea de la 2000 de batoane pe lună la 2000 de batoane pe zi. În cadrul acestui program am procurat o linie de împachetare, malaxor de capacitate mare și camere frigorifice, ceea ce ne permite să ridicăm cantitatea și calitatea produsului. La moment am început să facem export în România și pe viitor planificăm să creștem cantitatea produselor și în alte țări ale Uniunii Europene. Aș dori să încurajez toți tinerii care doresc să deschidă o afacere să aplice la astfel de granturi, pentru că sunt foarte importante la început de drum.